Gata și cu acel perete. Vă întrebați de ce n-am mutat șemineul și spăgeam cu șemineul acolo. E simplu, șemineul m-a ajutat ca să-mi țină peretele pentru că am venit și am dat cu ciocanul și mai puternic și se pare că zidul s-a mișcat și s-a desprins de jos. Deci șemineul îl mai ținea în picioare. Dacă nu, riscam să pice pe mine și atunci l-am lăsat acolo când am ajuns mai jos. Totul a funcționat foarte bine, am făcut și curățenie. Mortarul probabil va trebui să-l car acasă, o să-l folosesc ca umplătură în garaj sau undeva. Și haideți mai departe. Salutare tuturor! Este miercuri, 2 sau 3 noiembrie, nu știu nici eu, cred că 2. 3. Da, joia este 4, vineri este 5, este ziua mea și probabil tot aici o să fiu. Ce am făcut, am reușit să pun toată partea asta de aici, de pe față, și bucățica asta, și mai am toată bucata asta de pus. Ieri n-am venit deoarece s-a anunțat ploi și a fost destul de urât, dar astăzi voi continua și v-am zis, sper că mâine nu pot să vin, dar vineri voi fi aici, chiar dacă este ziua mea, voi munci sus pe casă. Trag neapărat să termin pentru că este ud, este îngrozitor, uitați și voi cum sunt pe mâini și de-abia am venit. N-am ce altceva să vă zic, pur și simplu era să cadă foarte multe ori, de aceea nici nu o să filmez ceea ce fac pentru că nu vreau să încurajez pe nimeni să facă acest lucru. Este stupid în partea mea, dar alte variante nu am și odată ce am început trebuie să duc totul la final. O să mergem și în casă să vă arăt și acolo cum, ce dezastru este, pentru că am dat și sus la masardă pereții jos și inclusiv parchetul l-am scos afară. Haideți să vedem și acolo ce se întâmplă. Aici am un dezastru ca de obicei. Am mai dat în chestii jos, parchetul a dispărut și el. Probabil tot pe foc va ajunge. În sfârșit s-a făcut patul seara și stau la soară pe acoperiș. Cam așa arată toată situația, deci am terminat tot acoperișul și pe partea asta, inclusiv coama. Aici pe față am două ape, inițial era un balcon cu înclinație, era frumos, dar mi-a dat prea multe bătăi de cap, n-am vrut să mă complic, l-am dat jos și am făcut sistemul ăsta pentru acea ușă de la balcon. Pot să vă zic că m-am chinuit foarte, foarte, foarte mult. Este mult mai greu, îți dai seama, să dai jos și să refaci de nou decât să faci unul nou de la început. Am mai băgat și șuruburi în plus, am mai băgat vreo 500 de șuruburi la asta reală pentru că erau numai cuie. Sus pe tablă, până acum am băgat vreo 700 de cuie, mai am foarte puține jos, exact cât îmi ajungă să pun frotoanele. Cam asta este ce am făcut până acum zilele astea. Am mai avut de lucru și la vecini și am mai avut și treabă. Mai trebuie să mai mergem și noi din când în când la supermarket să cumpărăm de mâncare. Dar totul e bine când se termine cu bine. Cam asta este pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și la revedere!